Dumneavoastră sunteți cel care faceți aceste icoane, vorbeam puțin mai devreme și îmi spuneați... Fiul meu m-a învățat să... Da, și îmi spuneați că ramele sunt din porțelan, așa nu, este? Din marmură. Din marmură. Pietre de marmură, da. Sunt lucrate manual, absolut tot, în afară de tăierea lemnului. Evident că nu se poate ca să se taie drept, să fie drept. Se lucrează greu? Sunt foarte migloase. În primul rând trebuie să-ți placă, să ai răbdare. Cine nu are răbdare, e în primul rând să-ți placă și să ai credință. Dacă și asta, credință, asta o faceți zilnic sau vă îndelemniciți și cu altceva? Zilnic. Este pasiunea noastră. Da, dintr-un hobby s-a transformat într-o mică afacere de subzistență, ca să zic așa. Aveți un atelier sau un centru de desfacere? Nu avem centru de desfacere pentru că suntem prea mici și nu ne permitem. Avem un spațiu închiriat, da, care plătim. De fapt, ne ajută niște brude. Un spațiu destul de micuț unde noi stăm la bloc, vă dați seama, și nu putem să facem. A, și mergeți la diverse târguri și le expuneți, nu? Mai așa, sigur, nu mai. Altfel nu ne permitem, chiria e foarte mare în mall-uri, în oraș. Și ideea cu astfel de rame pe care le aplicați? Ideea a fost al fiului meu. Deci nu vreau să-mi aparțin, adică să-mi însușesc niște drepturi care nu sunt adevărate. Deci fiul meu, efectiv, s-a apucat în bucătărie, în sufragerie. Bine, de mic era și îi plăceau foarte mult icoanele. Dar s-a apucat și a încercat să le facă. Și bineînțeles, nu i-au ieșit așa de la început. Și ușor, ușor. A terminat o facultate care... Nu prea are ce să facă cu ea. Și marmura de unde o luați? O procurăm de la diversi angrusiști, de unde putem, totodată mergem și nu găsim, totodată găsim mai scump, ne descurcăm cum putem. Iar ele sunt sfințite, am înțeles, da, la... Da, da, avem preotul nostru, deci avem vis-a-vis de atelier, este Mănăstirea Sfinților Români, Duminica Sfinților Români, avem Părintele Spiridon, care vine și ne slujește, de câte ori îl chemăm, vine și ne slujește absolut în atelier toată marfa care o producem. Și vorbeam noi mai devreme că nu vă percepe nicio taxă. Da, nu, este un om adevărat preot care, nu știu, ne-am atașat așa, chiar de prima oară, de când a venit și ne-a făcut prima slujbă de sfințire, chiar a fost ok, exact cum trebuie să fie, deci, nu știu, am simțit așa ceva, o atracție, o apropiere și spiritual. Am simțit că omul nu a venit pentru... Un interes. Pentru interes financiar. Nu, chiar îmi face... Cum a mers vânzarea la Oltenița? Să vă spun, criza se simte totuși, încă se simte, cum spuneam mai devreme, pentru subsistență, linișor. Deci pot să spun că destul de bine. Nu chiar cum nu devenim miliardar din așa ceva, din 3 metri pătrați sau din marfa care... Dar pentru subsistență. Ce să spun? Muncim mai multe ore, dar să muncim 10 ore undeva unde să fim retribuiți cu 7 milioane, undeva, știi că facem pentru puțin.